nici candidat la primărie. Cum comentați faptul că el va candida din partea PSD pentru un nou mandat? O trădare rușinoasă a legăturilor care s-au pus încredere în el, să te muți de la PNR la PSD, mi se pare o... Da, spune doamna, vă rog, doamna ministru. Da, e adevărat, PSD, PNR e același lucru, dar principial vorbind... Nu, este inacceptabil. Din punctul meu de vedere, este inacceptabil. Eu nu pot să te alegi prima oară primar din partea PDL, care a tot pe partea dreaptă, în Partidul Popular European, după aceea să candidezi din partea PNL, te alegi din nou candidat și după aceea te duci la PSD. Este adevărat că și Robert Anastase și Iulian Dumitrescu au făcut tot ce este posibil ca să-l alunge pe Borosevic din PNL. Asta este adevărat, punând în pericol chiar posibilitatea de a... să zic, de a se lua decizii benefice pentru proiect. Dar asta nu e o scuză și o motivație ca să te duci la PSD. În punctul meu de vedere, niciun om care are gândire de dreapta, care e liberal, nu mai are ce să voteze cu Borosevic dacă va fi candidat la PSD. Mulțumesc!